La bursa locurilor de muncă, programată pentru ziua de vineri în Petroșani, și-au anunțat prezența doar câțiva angajatori. Oferta de joburi va fi și ea una slăbuță. În data de 29 martie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în întreg județul Hunedoara o nouă bursă a locurilor de muncă. În Valea Jiului, acțiunea se va derula între orele 9 și 13 la sediile agențiilor locale din Petroșani, Vulcan și Lupeni. În Petroșani, până în prezent, au fost contactați pentru a participa la bursă 20 de agenți economici, doar 5 dintre aceștia confirmând participarea la acțiune. În ceea ce privește locurile de muncă scoase la concurs, acestea sunt în număr de câteva zeci în domeniile de activitate, confecții, alimentație și construcții. Numărul șomerilor din capitala Jiului este în acest moment de aproximativ 1500 de persoane.